În timp ce conducea o clipă de neatenție, l-a făcut pe șofer să tragă puternic de volan și să ajungă pe contrasens, traseul mașinii a continuat în afara părții carosabile unde s-a izbit puternic de un copac, în mașină se aflau doi tineri de 18, respectiv 19 ani, o minoră și șoferul, în urma impactului toți pasagerii mașinii au fost răniți grav și transportați la Spitalul Județean de Urgență Zaleu. Din cauza stării grave în care se afla conducătorul auto, nu a putut fi efectuat alcool testul urmând ca la spital să i se recolteze probele de sânge. Deocamdată nu se știe dacă șoferul se afla sau nu sub influența băuturilor alcoolice.